oprea. Olteanu. Lasă-l acum. La vremea asta. Fi trecut de miezul nopții. Apoi, n-ați trimis vorbă, așa că să iertați. Citește.
citește. Jurământ. Eu, subsemnatul Băițan Gheorghe, jur să-l ajut pe domn capitan Olteanu Visarion. Ori de câte ori nevoie, cu tot ce-mi stă în putință. Jur să nu vorbesc despre el. Jur să nu-l trădesc. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa. Ce mai ai de zis? Domn capitan, să vedeți, eu... A fost pe la tine un om prea de la securitate. A fost să trăiți, voia să dai un om. Când a fost? Acum vreo 2 săptămâni. Și de ce nu mi-ai trimis vorba? Și după ce a venit Oprea la tine, erau să mă prindă, la moară, joia trecută. Major Vasilechim. Vine și mașina imediat. Câinele dumneavoastră? Da. Lăbușii îl cheamă. Cine e? E de la noi din sat. Aha. Da. Trăiți, tărășman. Sunt sergentul Vodva Marin. Nu vă vedem în satra. Inutil să căutăm. E dresat? Nu, dar înțelege. Hai să mergem, lăbuși. Sus. Aha, frumos. Lasă-le, tot nu pricep. Bună ziua. Bună ziua. Acesta-i, domnule. Vara asta o să fie mai în regulă? Cum adică bade? La ce te referi? Păi la ăștia, la teroriști, cum le ziceți dumneavoastră? Dar dumneavoastră cum le ziceți? A, pe tot un drac cum le zicem, că tot anul care o trecut nici n-a putut sufla de frica lor. Bună ziua. Azi e sărbătoare? Ce sărbătoare? Pentru Constantin și Elena, pleacă uile la munte. Asta-i moara părăsită. L-am încercuit și noi cum am putut. Eram numai 3. A sărit probabil în fântână. Atunci nu ne-a dat prin cap. Alte gazde se mai cunosc? În afară de Morar. Ce mobilare? N-are tu așa. Umblă pe jos. Cum poate să ucidă cu atâta ferocitate? E un fel de vocație. Fost capitan de jandarm, fost legionar... 1000 de hectare expropiate, banda capturată, rămas singur, probabil, își joacă ultima carte. Da, caracterizarea e completă. În teorie suntem tari, al dracului de tari. Ce se vede aici? Asta. Era prinsă de pieptul omului. Suntem puțini, tovarăși comandant. Cum o să dăm de o fiară ca asta, prin toți munții ăștia? Dacă am fi un regiment, am dat de el? Măi... Tu ce părere ai, mărine? Să trăiți. Sau tu trăiești fără părere? Păi vă spuseți, tovarăși comandant, eu sunt Oltean. Și Oltean, nu tot Oltean, știți? Asta e chestia, în toate ocaziile de ștept foc. Ce vorbești, mă? Adică eu ca bănățean cioifi. Veniți din partea de apusă a Olteniei. Ia o țigară. Ia veni și voi încoace. Să trăiți.
De ce așa, mă? Căzufirea. Nu doarme de două ori într-un loc. Te durăm o dată peste o călăuză. Am fost de față că m-a încetat orașul Oprea. Mamă, mamă. Și cu ăla de-a fost închetat, ce s-a întâmplat? Pe cum? Ha. Mai mult că tot Olteanu o noapte la el, nu știu. Dumneata le ții locul lui Oprea? Adică înțeleg, v-au trimis să-l prindeți pe Olteanu. Dar dumneata de unde știi de Olteanu? Cum îl cheamă? Lasă urme ca lupul. Nu ne rămâne frica și neputința, domnule dragă, că te văz domn. Nu mai putem, tovarășe dragă, nu mai putem. Că nici la privadă nu avem curajul să ieșim noaptea. Ori îl prindeți, ori... Orice. Ori... Doamne, iartă-mă, că omul a necaz... Tragi-mă, bată-te să te bată. Este foarte probabil să avem de-a face cu mai mulți infractori. Dar și Oprea fuse de părere că se risipiră. Îl lăsară singur pe Olteanu. Oprește. Ce religie era ăsta de Lucise Boițan? Unit, ortodox? Sectant, martor. Pe ei sunt unii care fac parte într-o sectă, martorii lui Jehova. O sectă curioasă. Îți băgai de seamă că toți oamenii lui Olteanu, cei lichidați, gazdele, morarul, sunt din secta asta? Asta e Hodaia. Nu știu de ce se spune Hodaie. Stăpânul un venetic. Moșii lui au cumpărat munții ăștia doi. Și acum? I-a rămas religia. Șura aia din mijloc e biserica lor. Bună ascunzătoare de bandiți. Cum spuneai că îl cheamă pe popa asta lor? Beldea. Servul lui Jehova, Beldea. Beldea, da. De fapt, este serv de grupă. Adică șef peste teritoriu. Are și un asistent, vestitor, care este și predicator. Credincioșii se numesc martori. Bigotis fanatic. Nu cumva Beldea asta e procură lui Oltean, gazde și călăuze dintre drept credincioși și martori? N-ar fi o ipoteză de prea multă perspectivă. Jehoviști refuză școala, medicina, nu acceptă politica. Le consideră de esență satanică. Nu ating armele. Obscurantism total. Mărine! Ordonați! Tu ai auzit de ipocrizie? Auziți, aplică și în Oltenia, dar îi spune altfel. Vă spune mai târziu, serviți. După mine, Oltean a locolit un loc atât de umblat. Vino, te rog, puțin. Ordonați? Auzi, să puneți un sac de nisip în dreptul ferestrei. Ce-i cu cazul ăsta? Luca Aron din Pâraele. Văd că l-ați arestat pentru port ilegal de armă. Păi, un braconier, v-am precizat eu acolo. L-a arestat tovarășul Oprea. Era derutat, nu bănuia nicio urmă. Și a zis că ăsta, Luca Aron, care avea armă și umbla lelea prin munți, mai putea să știe ceva de Olteanu. După ce tovarășul Oprea a fost ucis, noi l-am trimis la regiune. Bravo, mă! Nu era de competența noastră. Dar cum totuși deținea o armă militară... Văd că taică să-i țăra în sărac, membru de partid. Cât sunt în Pâraele? 4. Acum e ora 3. Cât faci până acolo? Adus? Da, e afară. Ce să fac cu el? Poftește-le înăuntru. Bună ziua, poftește, poftește. Hai, poftim, ia loc, ia loc, te rog. Vrei un ceai? Mulțumesc frumos, nu folosesc. Acum, e adevărat, nu-i veritabil. E de măceșe. Nu prea suntem noi învățați cu veretabile. O țigară vrei? Nu, m-am lăsat. Ia loc. Stai. Hai, șezi. Șezi. Tovarăș Hachim, ai niște țigări? Că am rămas fără niciuna. Văd că ești cam supărat pe noi. Ba nu. Omul sărac n-are voie să se supere.
Noi răbdăm, nu ne supărăm. Am auzit că ai un necaz cu ficiorul. Pare necaz, mi-ați adus pe cap, tovarăș. Că ce dacă a avut băiatul armă? Și eu am, dacă vreți să știți. Poftiți numai de-o găsâți. Olteanu a trimis vorbă că ne spânzură pe toți comuniștii când vrea el. Și eu, care sunt membru din 44, ce să fac? Să-l aștept, să-i zic, mă rog frumos, nu o spânzură-mă. Acum, badea, Roane, mi se pare mie că era vorba și de ceva braconaj. L-o prins asupra faptului. Nu l-o prins. Dar să-mi țineți mie închis băiatul că ar fi în legătură cu Olteanu. Asta nu, tovarășe. Că eu m-am apucat să adun bani pentru tren. Peste două luni, când am destui, mă duc la București. E mare rușine pe neamul meu. Și nici să râdă Iocolan de mine. Anafura cui l-au făcut, că numai cu maniu în gură. Și să-mi zică, brava, bă, comuniștii tăi, ți-o lua băiatul, o să te ia și pe tine, bine vă face. Și m-o da și în judecată. Cine? Iocolan. Că da trei pumni în făr și ne-a rupt o coastă. Acum, badea, Roane, portul ilegal de armă... Dar Oltea nu cum poartă. Legal? De ce nu-l prindeți? Ori pe el nu puteți, că nu vă țin puterile. Planul nu mi se pare deloc bun. Periculos chiar. Se poate, tovarășe colonel, să nu fie prea bun. Dar nu mai putem trăi așa la infinit cu spaima la masă, cu spaima care bate la ușă. E vremea să înceapă liniștea, vreau să întreprind ceva. Îți e răspunderea completă? Am fost trimis să rezolv cazul. Răspundere cu capul. E o încercare. De ce nu? Băiatul e bun, utemist. A fost bine notat la armată. Sigur, e supărat, e arestat. Ar putea juca o festă. Permiteți să risc, tovarășe prim secretar. Să trăiți. Două luni am fost anchetat destul. Eu îți fac o propunere. Dacă știam că ăsta e comunismul... Dar ce înseamnă după dumneata? Braconaj? Port ilegal de armă? Mai gândește-te. De ce parte ești? Da. Ce ai făcut, feciorul, tati? Ce ai făcut? Tu ce fi vrând să putrezesc acolo? Unde-i Biblia aia? Biblia? Faci vreo prostie. Da, da. Băi, Luca! Dacă te dai cu alu Olteanu, să știi că de mâna mea mori.
să-și deschide! Împinge de portița aia, că-i deschisă. Lasă-l, cățel. Ce-i bade, Aroane? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că Luca a fugit. De ce vorbești? Și da. O luat automatul care îl țineam ascuns. Am avut și automat și s-a dus. Un singur ficior am avut. Unul singur. Și acum ce să fac? Mă duc să pui jos carnetul de partid. Păi, bade, Aroane, o să te cam arestăm. Păi de ce? Păi pentru port ilegal de armă. Ai declarat? Așa îi bate Dumnezeu pe oamenii năcăjiți. Dar eu armă militară n-am. Și n-am avut. Așa să se știe. Al mi-a încercat să dovedești. Ce-ai, mărele? Ce bați așa? A? Am dat peste el. Cine? Unde? În pădure. Peste cine, dă? Peste Olteanu. Ce? A dat peste el. Unde? Peste Olteanu, pădure, la Strâmbu. Hai, Marine, câinele. Eu zic să nu merg mai departe. Păi nici nu mergem. O zic că nu vă fuse frică. Da, mă, nu vorbi prostii. Așa, așa prinde o țigare. O prinde, Marine. Pădurea e mare și lupul singuratic nu-l prindem. De la dumneavoastră? De la mine, mă. Doamne, comand, v-a spus eu vreo minciună? Nu știu, Marine. V-am spune acum și ca una. De ce o minciună? Da, dacă adevărul supără. Atunci supărăm. M-a lovit un dor de casă. Îmi țuire urechile toată ziulica. Nu, mi se zbătu și noi. Degeaba ți se zbătu, Marine, permise, nu pot să-ți dau. Nu? Nu. Așa simți și eu. Of, cum m-a trimis aici la capătul pământului pentru o scrisorică. Eu? Fă cu și o glumă. Imitai scrisul domn Sergem Major și trimiserea logodnică la o întâlnire. Și ea nu veni și el se duse și se supără și stă cu mizerie. Și acum ți se zbătu ochiul drept. Braconieri. Să nu fie o cursă. Sau șapte. Nu, nu. E râu. Ziua bună, Valerie. Bună ziua. Nu cumva l-ai văzut pe piciorul? Nu, nu l-am văzut. Că tu-l cunoști. Nu e închis? Nu-i. Hai. Hai, hai,
Vai, ce m-ai speriat! De ce ai întârziat? Mi-a fost dor. Am dat o colmare de frică. Ăsta nou de la securitate. Mi-e frică de el. Maleu. Te-am văzut la gară. Ce căutai acolo? Ți-am luat niște albituri. Lasă-le acum. Știi că mă gândesc să părăsesc și bordeiul din deal. Umblă și bătrânul ăsta nebun pe aici. Frate Artemie, du-te și de la vaci. Casa mea este casa Domnului Jehova și a lui Iisus Rege. Bătălia Armagedonului este aproape. Va fi cea mai colosală bătălie din istoria creațiunii. Va fi un război universal între organizația lui Jehova sub Iisus Regele, de partea adevărului și dreptății, și organizația lumească a lui Satana, cu toate guvernele, cu toate bisericile, cu toate școlile lui, de partea opusă. 144.000 de martori de elită în armați cu credința în Jehova. Auzi, dacă scoți o vorbă, te achit, frate. De ce, frate? De ce? Ce-am făcut? Dar știi să juri? Noi nu jurăm. Învățătura lui Jehova ne oprește. Jură? Eu nu jur, frate. Făgăduiesc. Auzi, făgăduiește că nu o să scoți o vorbă, că m-ai văzut pe aici. Sunt fugar. Dacă scoți o vorbă, mă trimiți drept în ghearele satanii, nu? De care voi vreți să scăpați, nu? Nu o să scot o vorbă. Adă ceva de reguri. Și acum cară-te că puța sudoare. Cine să e? Servul lui Jehova, mai marele nostru și un vestitor de-al nostru. Eu sunt Luca. Hai, deschide un pic. Ce vrei acum noaptea? Pleacă. Deschide ușa, că vreau să spun ceva. Hai, că nu pot să stau decât o țâră. Hai, hai. Așa, vezi?
Ai automat? Ai fugit? Ce vrei? E? Ai scăpat? Lasă, lasă, că n-am. Cum ai scăpat? Ai fugit? Striga că-s grăbit. Nu pot să stau nici până dimineață. O, Joiana! Păi nu era vorba că mi-a dus ceva de aleguri? E? Ascultă, n-ai jurat? Adică ai făgăduit. Frate, frate, am crezut că ești un duc de curat. Eu duc. Aseară s-a mai dus de mâncare și nu te-am găsit. Nu m-ai găsit, a? Nu mi-a dus de mâncare, n-am mâncat. Eu? E? Ce ai, frate Arteni? Ce ești așa alb ca varul? Frate Berdea, frate Berdea, iar am vedenii. Ce vedenii? O vedenie în pânar care m-a pus să jur pe Sfânta Carte că nu spun la nimeni. Nădăjduiesc că n-ai păcătuit să juri. Nu. Îi duc necurat, frate. Ce spui, frate? Și în fânar. Are automat. Și Biblie. Și mi-a poruncit să-i duc ceva de mâncare. Cum a ajuns aici? Nu știu. Du-te și du-i dale gurii, află ce l-a adus la noi, cine ești, cât are de gând să rămână aici. Iehova își trimite oile, dar de partea cealaltă a Domnului stă Satana, frate Arteni, și are și el slujitorii lui. Cată de te dumirește. Frate. Frate, iar nu ești. Ce ai adus? Niște slănină, pită și prune uscate. Ești un bun frate. Ce păcate ai făcut, frate, de-ai apucat calea codului? N-am făcut niciun păcat. Am fugit din pușcărie. Am omorât un securist. Dacă nu pușcam eu, mă împușca el pe mine. Mare păcat să pui mâna pe armă. Mare păcat. Las că te văd eu, frate, dacă nu schimb părerea, când o să vă închidă biserica asta voastră și o să rămâneți pe drumuri. Ferească Iehova. Dar de unde ești de fel? Din Păraine. Ia zi de un olteanu, ai auzit? Nu. Tovarășu Mărin! Cine e? Eu, Bata Cârneci. Du-te și deschide. Tovarășu Mărin! Tovarășu comandant! Olteanu, l-am prins, l-am văzut. Din crâșmă larg vin tetrăznilar. Ce crâșmă e asta? Închisă. Închisă că nu prezintă igienă. Pe acolo-i. Achim, unde-i? Pe teren. Mărine, tu stai aici și ai grijă. Înțeles. Ba, de așteaptă-mă să mă duci până acolo. Ei, sigur. Bade, acum știi ce? Du-te acasă cu Dumnezeu. Păi să nu vă dă o mână de aia. Să nu-mi dă nicio mână. Du-te acasă că ai copii. Păi sunt mari. Oh!
Lasă-mă! Lasă-mă! Deslegați-l pe tovarășul comandant și trageți-mă la părete! Rămas! Ăștia-s! Lasă-i, Lăbuș! Lasă-i! Ăștia nu-s! Cine nu-s? Ăștia nu-s Olteanu! Nu vă fie cu supărare, pe ăștia îi cunosc! Ăștia-s scos de cai! Bun și ăștia! Bravo, Căsile! Bravo! Băi, Belzu, nu cumva ai văzut un fișor, așa, un automat de gât? Nu l-am văzut, frate, nu l-am văzut. Dar ce treabă ai cu el? Am eu treaba mea. Să văd că umbli cu arma. Mare păcat, frate, mare păcat. Dar n-ai fi vrând să faci omor de om. Yeah! Am luat-o că m-am gândit așa, că poate mă întâlnesc cu o hiară pe drum. Merg sănătos, băi, Beldu! Dar să știi că ăla care-i sfânt mere pe măgar, nu pe cap. Securitate și-o fugit de sub escortă. Păi Dumnezeu, nu degeaba îl bate pe Arun. Ferice de tine, mă, Beldeo. Stai cu sărbătăcinile pădurii și n-ai nicio supărare. Azi noapte o răscolit tot satul să-l caute pe Luca lui Arun. Jehova le vede și le aude pe toate. E, dar ăștia au fost de la securitate. Eu eram. Raportez că Belde a fost la Copăceni, a văzut afișul, n-a vorbit cu nimeni. Mărine, bine că veni. Da. Și afă-te tu că spargi o ceapă și noi ne facem că o mâncăm cu slănina. Am înțeles. Dar slănina nu se află toșcan. Dar niște brânză bună se găsește, iute. Da? Bună și aia. Uite, chit că n-a suflat o vorbă, pun pariu că s-a dus la Copăceni să se intereseze de Luca. Să afle dacă e adevărat. Ce-i drept, asta nu înseamnă mare lucru. Tovarășe, comandant, Beldea era obsesia răposatului Oprea. Eu drept să spun de când sunt aici, nu i-am putut imputa nimic. Da, da. Poate ar fi bine să ne mai propunem și o altă ipoteză. Dar eu sunt dator să o verific și pe asta. Coșmant. Da. O surpriză. Ce surpriză? Usturoi. A, de unde? Făcui vânzare. Cum? Țineți. Hai, lasă. Luai o funie de usturoi Podonița, știți? A. Mocanul lui dădui 30 de lei. Sper că din solda mea, Mărin. A dumneavoastră, troșcant, ca mea nu există. A. S-a dus și niște apă. Ate, ate. Eu merg pe mămăligă. Da, da. De ce ești tu mereu încruntat? Mi-e teamă, tovarășe comand, că suntem pe o cale greșită. Eu v-aș propune să trecem la anchetă mai severă pentru țărani. Luăm 3 sau 4. Eu sunt de părere că... Las. Partea proastă e că eu sunt de altă părere. Ce vreți? Deschide, taică, deschide. Suntem oameni buni. Nu avem nici de mâncare, nici loc de dormit. Noi nu vrem nici să mâncăm, nici să dormim. Vrem să vorbim cu domnul Beldea. Poftește-i pe dumnealor, să vină încoace.
Căutăm un evadat. Un bandit. A omorât un om de-al nostru, un subofițer. Iehova mi-e martor că noi suntem împotriva omului care pune mâna pe armă. Un om ca asta poate face mult rău. Lupul-i lup, nu ține seamă de credință. Noi funcționăm cu aprobare. Eu am stat la închisoare în vremea războiului cu un tovarăș de la București. Bine, domnul Belda, dacă afli ceva, ne dai de știre. Facem ce ne poruncește regele nostru, Iisus. Da, poftiți, serviți un fagure. Ați fi bătut cale lungă, nu? Mulțumesc, domnul Belda. După mie repică bine. Ce zici? S-ar putea să mintă? Nu e exclus. În acest caz, ce concluzie ar fi? Nu neapărat că e omul Oltean. S-ar putea să fie pur și simplu intimidat de Luca. Ce pistă ai propune în plus? Pistă? Nu. Metodă. Prea multă expectativă. Suspectăm ceva, aplicăm șurubul. Adică strângem cu ușa. Mă rog, în sensul expresiei. Înțelege, Achime. Suntem aici să scoatem spaima din sufletul oamenilor, nu să-i înspăimântăm noi. Frate! Frate! Hai, gata, joacă, dă-te jos. Unde-i mâncarea, a? Frate, frate, să nu ucizi om nevinovat că ajungi drept în căldările fără fund ale iadului. Lasă iadul, spune-ne mâncarea. Fratele Belda știe, i-am spus. Vreau să te vadă, să nu-ți fie teamă. De ce ai făcut asta? Doar ai jurat. Am făgăduit, da. Cămara mea s-o subțiat și nu mai aveam de unde să aduce. Nu spune. Fratele Beldea te poftește la el. Slugile nu s-a acasă. Te poftește și te așteaptă la masă. Auzi, dacă se întâmplă ceva, vă dau foc. Dar mai întâi te leg de crucea lui Iehova pe care l-ai trădat. Nu o să se întâmple nimic, frate. Hai să merem. Hai. Poftește, frate, și înfruptă-te. Poftește. De ce m-ai chemat? Nu-ți fie teamă. Putem vorbi în pace. Dar spun odată. Tu ești ficiorul lui Aron. Te cunosc. Alalteri te-au căutat pe aici niște inși. Militari. Ne-am văzut și eu. Să știi că nu o să te putem adăposti aici prea multă vreme. Dar vine pe la mine un om. E vorba că el să se vadă cu altcineva. De la care se capite dezlegare. Ce le-ai spus lor de m-au căutat? Fii împăcat, frate. Șezi și mănâncă. Datoria noastră în fața lui Iehova este să tăcem și prin voia lui să te ocrotim. Că avem interes să luăm pădurile înapoi. N-am eu încredere în oricine. Noi suntem servii lui Iehova pe pământ, să nu te îndoiești de noi. Cum primim vestea, te chem. Mărine, fă ca cu cuveaua. Da, fac ca toate alea, trășumată. Băiatul, scena din gară? Da? I-am dus. Mă, băiete, multe emoții mi-ai dat. Fă bine și datorează-mă cu țigară, că nenorocisea nu fumează. Mulțumesc. Aseară a fost cineva la Belda, asta vreo două ceas. Cine era? Nu știu, nu-l cunosc. Un săran de pe aici. Artemie m-a dus la Belda, care mi-a făgăduit că acel cineva care a fost la el urmează să ia legătura cu altcineva. Dacă toate merg bine, s-ar putea să mă ajute. Atât? Uh-huh. Vreun semn distinctiv, ceva? Știu și eu, era întuneric, eram cam departe. Un țăran cu pălărie neagră, rotundă, o ținea pe ceafă. Avea părul așa. Așa ca tine? Așa ca mine, dar mai bătrân. Avea și mustață. Semnalmentele sunt cum nu se poate mai exacte. Păi dacă mai mult n-am putut să văd.
Bun și asta. Dacă mai vine, ce să fac? Încearcă să bați mai bine de seamă cum arată. Ține. Nu te lasă că o să aflu de mâine. A, prima visul e pe dumneata. Unde ești, Bade? Din ce parte ești? Din aia la altă. Da, după acelea, după... Caut pe unul din căciuleni, unul mare nasos. Îi lipsește deștul la arătător. 6 kg din nevasta-n bătrâni. Și eu caut pe unul din pălărieț. Am văzut imediat că știu, ești de la miliție. Văzut pe drept.
Am numărat cel puțin 50 de țărani, cu pălării mocănești, cu mustăți și cu mâinile înfundate în buzunare. Eu nici n-am numărat. La noapte numai pălării împărțite visez. Cine-i? O fi fost vreo mâță. Câți? Valerie! Ce tu ești nebună? Care e la Bade Iancu? Zic că-l omor. Iar tu? Ți-am spus să nu mai vii. De ce? Cine e? Eu, tovarășul Cârneci. Deschide. Eu sunt. Ce? L-am văzut Olteanu cu ochii mei. Iar l-ai văzut Bade Cârneci? Acum l-am văzut cu ochii mei. Avea stomat și a intrat într-o casă la marginea satului Copăceni. Cum arăta? Așa bine, nu l-am văzut, că era acum un ceas jumate. Dar că avea stomat, l-am văzut. Să verificăm. Bine, mergem noi doi. Mărin rămâne pe loc. E departe? Știe domnul Achim, în casă la Valeria. Cum procedăm? Așteptăm.
Așteptăm până vedem o mișcare. N-are rost să-l provocăm, poate se simte în siguranță. Să ne ascundem după tufișul ăsta. Mi-a apucat ziua, ce facem? Întrebarea e dacă mai fi cineva înăuntru. Putea să tot plece. Până am ajuns noi. Normal ar fi în zor să pleci. Da, normal așa ar fi. Deschidem focul? Da. Dar să ne mai apropiem puțin. Tovarășe Coman. Tu ce mama dracului cauți aici? Dar n-am să ce mama dracului căutați aici. Eu am întrebat întâi. Am aflat cum îl cheamă pe țăranul cu pălărie. Iancu. Cum? Iancu. Dar copăcen, jumate satul sunt neamul lui Iancu. Dar oricum e un progres. Jumate sa nu chiar, dar vreo 60 de familii toți sunt. Avantajul e că trăiesc pe aceeași uliță. Și cu Valeria? Păi ridicăm. Avem metode să facem să vorbească. Nu o sare în aer toată țesătura. Marine! Ordonați! Te duci la primarul din Copăceni, la discret. La voi, la Olten, se știe ce aia discreție. Se știe, dar nu se aplică. Atențiune! Publicații, se pune în vedere tuturor locuitorilor că în ziua de 10 iulie, din fiecare casă, să iasă un bărbat la repararea drumurilor, Neagoie și Pleșa și dealul lui Mihai, acei care nu se vor... Nu-i voie, dă drumul. Că uite ce... Dă drumul. O, prins... Hai, lasă-l. Ce era? O țigară să fie așa, a? Ce era...
Vede ceva? Ca prin ciur. Tot e bine. Uitați soluția asta. Vă spălați ochiul cu ea. Ia acid boric, altceva mai bun n-avem. Dacă nu, chemați un doctor de la regiune sau vă duceți acolo. Și cum procedez? Uite așa. Stați că vă ajut eu, toașmană. Eu mă duc. Mai am o naștere, lița chivalui, băz de fier. Mulțumesc. Lasă că ne descurcăm noi. Marine. Marine, unde te urci? Ordonați. Du-te, cheamă-l pe Achim. Am înțeles. Și Iancu ăsta e sectant. Sau cel puțin a fost mai tinerețe. Are o droaie de copii. Mai bine cu ochii? Nu prea. Spuneți-mi, chiar n-ați reușit să-l vedeți deloc pe ăla? Ce să văd, o spinare și un umăr? Dar nu cred că era olteanu, vreun om de-a lui. Câți copii are Iancu? Primarul îmi spunea 8-9. Nu, are 9. 6 aici în sat, un băiat militar, unul muncitor la Beiuș și o fată la Turda. E, uite ce m-am gândit eu. Există două posibilități. Ori îl așteptăm pe olteanu la Beldea. Dar asta ar însemna o săptămână, două, o lună sau cine știe cât, ori... Vă rog să mă iertați, dar intuiția îmi spune că Olt să mai calce la hodare. Posibil. Ca ipoteză de rezervă, în orice caz, e bine să-l lăsăm pe Luca acolo să supravegheze. Rămâne pista Iancu Valeria. Exact. Intră și în planul meu. O luăm pe fata de la tur dacă e mai aproape și n-avem timp. O arestăm. Cine a spus de arestat? Am luat legătură cu cei de la Turda. Ei vor trimite o telegramă lui Iancu ca din partea fetei. Dragă tată, așa și pe dincolo, vino imediat. Ileana. Sorița o cheamă. Sorița? Și dacă Iancu nu se duce? Și chiar dacă se duce, asta nu înseamnă că e omul lui olteanu. Stai, ai răbdare. Ataci planul la urmă. Eu cred că Iancu se va duce. Dar dacă se va duce cu mâna goală, e ca și când nu s-ar duce. Trebuie să aibă la el o scrisoare din partea lui olteanu. Fără un cor delict asupra lui, Iancu nu va recunoaște nimic, nici să-l tai. Eu strecuram în buzunar, în trenul mic. E prea bun plan, tovarăși comandant, ca să și reușească. Suntem trei oameni. Zii, dai drumul. Unu. Cum aflăm, discret, dacă Iancu a primit telegramă? Doi. Dacă a primit-o, ce face? Se duce, nu se duce? Trei. De unde scrisoarea lui Olteanu? Și patru. De ce domnul l-a întrebări pe Iancu? Scurt. Să nu afle nimeni. Află tot satul în 3 minute. Scrisoarea o facem noi. Mai bine zis, o falsificăm. La dosar, vezi că ai acolo. E o ordonanță de predare a efectivului militar semnată capitan Olteanu Visarion. Folosim numai cuvintele din procesul verbal. Să zicem, între 18 și 25 iunie stai acasă. Și semnătură. Dacă-mi permiteți. Mi-e teamă că Iancu, în urma unei greșeli oarecare a noastră, să-i dea de vesel lui Olteanu și atunci... Atunci, dragul meu, nu ne rămâne decât să le ducem la regiune, să predăm gradele și armamentul și să le declarăm că nu suntem în stare de nimic, că suntem niște... Am înțeles să trăiți. Mi-e teamă că așa o să-și fie. Vă supără lumina? Cum dracu să mă supere? Cât e ceasul? 3:10. Iese ceva? Nu seamănă. Mai încearcă. Nu avem ce face. Ăsta, cu toate că a fost capitan, are un scris domn cu 4 clase primare. De ce ziceai că a fost mutat disciplinar, marin? Scoală! Nu, lasă-mă în pace. Du-te! E perfect, ce mai? Leit, literă cu literă. Mă, Mărine, nu-i fi cumva tu oltean? Sunt să trăiți, dar mă oltean.
Hai, Badeancule. Unde mergi? Duci ceva? Nu duc nimic, domnul plutonier. Merg la gară, cu fata de la Tour de Bonham. Nu e trenul mic? Umori calul 25 de kilometri pe o vreme ca asta? Treaba dumitare. Vreau numai să spun că la Borănești, la marginea pădurii, pot omorât pădura asta. Se cure cal. Drum bun, Badeancule. Și fii cu băgare de seamă. Da. Eu. Așa. Așa. Mulțumesc, tovarășe plutonier. Achime! Da? Mărine! Da! Repede la crucea din Vălare. Se pare că Iancu nu mai merge la trenul mic. Vă orientați voi. Dar cu Luca ce facem? Treceți pe la haltă și luați. Hai! Să lăsați. Bucure, te duci pe după sat. Da. Atâta cal avem. Văd că... ploaie o stat. Te duci cu mămăta la săpat cu curuzul. Da. Ne-am înțeles, așa-i? Hai, pe drum. Dimineața l-au omorât. Mi-a spus cu Natleo, care l-a și văzut. Bă, frate, o ajuns să te omoare pe tu în cap. Să-l bate, mă, nu se mai gata cu spaima asta. Ia, ia. Au, mă, pe tu în cap. Băi, ceva, mă. Auzi? Bade, Iancule. Ține asta. E de la Olteanu. Cu ușa și cala, nu, nici pe strup, nu, nici pe la poartă nu mai găsi, doamne, fer. Stai, Badeancule. Stai să-ți arăt ceva. Stai. În numele legii și-a arestat. Hai. De când ești în legătură cu Oltean? Sunteți în greșeală, domnule. Eu mă duc la fata mea. E la Turda bolnavă. Am aici telegramă. Noi te-am scos din sat, să nu te vadă oamenii lui Olteanu. Dar văd că nu vrei să recunoști. Ce treabă să am eu cu unul care face jafuri? Ca să nu mai zic. Bine, Badeancule, bine. Ai nouă copii, dar văd că Olteanu ți-e mai drag decât propria dumitale familie. Achime! Percheziționează.
Adică nu-l cunoști, Bade, Iancule, n-ai legătură cu el. Știi ce te așteaptă? Martor mi-e Dumnezeu că n-am vrut. O zic că mă omoară. Și pe mine și pe toți. Să știi, Bade, Iancule, că la proces tot Dumnezeu o să depună mărturie. Alte dovezi n-am. Dacă mă împușcați, să nu afle copiii. Dar de ce să nu afle, Bade, Iancule? De ce să nu știe că a avut un tată înhăitat cu tâlharii? Regimul ți-o dat pământ, ți-o trimis fata la școală și dumneata lupți împotriva lui. N-am știut, domnule. N-am putut pe ce să mă jur. De câte ori l-ai dus pe Olteanu într-un loc, poate că în locul ăla au murit oameni. Ce să ne mai așteptăm de la chiaburi și moșieri dacă oameni ca dumneata în loc să ne ajute lovesc în noi și în propriile lor interese? Cu o moarte sunt dator, omorâți-mă. Uite ce e, Bade. Nu-ți poți răscumpăra greșeala decât dacă ne-l dai pe Olteanu. L-or mai da și alții. El a scăpat și ei au plătit. Dacă mă judecați, plătesc numai eu. N-o să ne scape, Bade, Iancule. Uite, dumneata te duce la Turda. Ai un tren peste 2 ore. Te duci, îți vezi fata, dar nu-i spui nimic de telegramă. Telegramă o păstrezi. Dacă te întreabă Olteanu unde ai fost, îi poți dovedi. Să nu-i pomenești de scrisoare. Te duci acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La momentul potrivit, vii și mă anunți cu Olteanu. Domnule, înainte de plecare vreau să vă spun ceva. Olteanu-i mai tare. O să scape. Du-te, Bade, Iancule. Frate! Ce, mă? Doamne, iartă-mă, frate, că nu mai pricep nimic. Când ești, când nu ești? Ce nu știi, dumneata, frate, e că eu sunt un duh sfânt. Sunt întotdeauna acolo unde nici cu gândul nu gândești. La în orice mocofan poți să mă vadă sau să mă audă. Mi-ai făcut rost de țigară? N-am avut de unde. Am venit să spun că fratele Beldea te poftește la masă. Mai bine mi-aduceai tu aici. Da, mă rog, fie și așa. Frate, am azi dat o veste de care să ne ierți. Omul cu care vroiam să te pun în legătură nu mai vine pe aici. Mi-a adus cineva vorbă precum că să-ți îndrepți pașii către munți. Acolo-i găsi oameni care să te ajute, că noi nu te mai putem ține. Bine, frate Beldea. La noapte o să mă mai gândesc. Dimineața poate nu o să mă mai găsești aici. Zic, poate. Ți-aș fi însă mulțumitor dacă mi-ai pune o traistă cu merindă de drum. Cine-i? Luca. Eu i-am spus că nu... Luca. Ce dracu cauți aici? Ești nebun? Dacă m-au dat afară de la pension, să spun drept, încă am săturasem. Mi se făcuse rehamite. Parcă tot mai bine era la închisoare. N-am venit cu mâna goală, dacă vrei să-mi bucați ceva. Se vede că Olteanu a mirosit el ceva de vreme ce i-a trimis vorba lui Beldea că nu mai vrea să intre în legătură cu mine. Și Beldea? M-a poftit măcar. E, asta e tot. Eu aș zice că misiunea mea aici s-a terminat. Sper că ai fost atât de deștept și nu te-a văzut nimeni. Pe mine? Badeancule! Dimineața la 4 vii să-l iei. Lași căruța la o margine și-ți vezi de lucru, ca să poți veghea asupra drumului. Dacă nu e nimeni, cobori în vale. Eu din pote văd și-ți fac semn. Dacă nu vezi semnul, îți vezi de treabă. Nimic nou? Nimic. Ai fost la Turda. De ce n-ai anunțat? Mi-a fost fata bolnavă, n-am mai putut aștepta. Știu, dar al dat nu mai pleci fără să spui. I-am lăsat vorbă nevestimii.
Domnul Coman, domnul Coman, numai Dumnezeu mă apără care le vede și le știe pe toate. M-or verifica, domnul Coman. Fata era chiar bolnavă și-o ruptă mână. S-or mira că m-or văzut. Are mâna în ghips. Eu v-am spus că e mai tare. Dacă fata nu era bolnavă, azi n-aș mai fi fost aici. Bade, Iancule, dumneata, te duci la pădure așa cum a rămas vorba. Când cobor, să știi că în jurul casei suntem noi. Mergi vreo 200 de metri, după care te arunci în șanță. Atunci începem noi. Nu-ți avea noroc. Iangule, ce te uiți așa? Unde vezi tu că mă uit? Ce? Nimica. Numai așa. Te-ai prostit, doamne, iartă-mă. Sigur n-are câine? N-are. Verificai cu răspundere, te-o jucat. Poate n-ar fi stricat să fi cerut ceva întâlnire. Da, vreo două companii de soldați. Să defileze prin sat. Și dacă nu e singur? Tu te-ai duce la Ibăfnic în trei sau te-ai duce singur? Eu să am timp, m-aș duce singur? Ca Luca? Bine, mă, să nu bagi tu de seamă ce hram poartă Valeria asta a ta. A mea? Marine! Orat! Gata? A urtit de așcumat. Lăbuș, tu rămâi acasă. Unde e Olteanu? Care Olteanu? Adică nu știi de lângă cine te-ai sculat din pat, nu? Te știm că ești răuntru. Asta și spatele casei! Trage! Tu ești Iancule? Cine e acolo? Orteanu. Oh,
oamenii lui tovarășe comandant. Ce mumii lui. S-o dat tâlharul. Cu mâna mea l-omor. Marine, grenade. Trageți în ferestrele din pod. Și tu, Achime! Hai. Foc! Ce nu mi-ai spus? Pe cum era să spun, dacă n-am avut voie? Eu sunt tactul, mă. Thank you.